Morning Glory, Morning Glory, cum pluteai pe lacul Morii. Bonjurică, bonjurică, am revenit la Morning Glory, Morning Glory. Bine că suntem noi deștepți, ce să spun, și multe altele. Bun, suntem cu doi dintre membrii trupei Timpul Noi. Trupa Timpul Noi era acum trei membri, dar acum este formula de bio, cum spune Dan Iliescu. Bună dimineața! Bună dimineața! Și alături de el, Felix Sfura, pe care de fapt îl cheamă Felician, dar ca să înțeleagă toți fraiereștea, i-au zis Felix. Bună dimineața! Așa, îmi pare bine că ne-am întâlnit, bate foarte bine, mă rog, așa, aparent la tobe. Și până una alta, am înțeles, Dan a făcut mișto de piesa de mai devreme, de piesa lui Beck, a spus că începe ca Andy Popa, că e din Mi Major. Oh, I'm a loser, baby. Doamne, deci dacă... Deci au furat piesa lui Vanici. Ce naiba? Adică Vanici au făcut-o acum 400 de mii de ani. Da. Și ei după aia au cât? Nu, mă, e o bătaie de joc, pe bune, la adresa culturii, identității noastre naționale. Va joc de noi, vezi? Dar acum, că ați cântat chestia, a scris unul, domnule, reggae, ăștia cântă reggae, au nebunit la cap. Eu mă gândeam, așa, simțeam nisip sub tălpi când auzeam piesa voastră. Adică era o atmosferă foarte mișto, îmi pare rău că e mizeria asta afară, totuși. Dar voi ați exersat destul de mult la mare, am înțeles. Ai spus, acum puțin mai devreme, te-am auzit spunând că ai fost salvamar. Da, făceam când eram cu sportul. Eu am făcut cele trei facultăți. Am făcut trei facultăți, educație, fizică și sport. Așa. Și acolo noi care eram și noi pe acolo, așa, studenții de la IEFS, mergeam la mare ca să facem și noi un ban, să ne și distrăm frumos. Era foarte plăcut să te-am la plajă pentru reumatism. De atunci nu mai am dureri reumatice. Îmi dau seama. Și stăteam toată ziua la soare și beam bere și eram frumos la dans. Da? Dansam? Notam. Da, seara rupeam bilete la Disco Ring acolo și era frumos. Păi s-a și muncit în țara asta. S-au făcut și greșeli, dar s-a și muncit în țara asta. Cred că s-au făcut și bani. E adevărat și treaba asta. Acum, următoarea piesă, de pe ce album o să fie? Ca să nu trebuiască să ghicesc eu ca proasta. Se cheamă, e o piesă de pe care va fi pe albumul Moldova Mon Amour și se cheamă România. Deci direct la țintă, nu mai, da, nu mai stăm sigur cu vrăjeală, da. Bun, deci Timpul Noi o să lanseze un album, el se va numi Moldova Mon Amour, pentru cei care au deschis mai târziu faxurile și pagerile pe care se recepționează Morning Glory acum. Dacă vreți să vă deschideți calculatoarele, suntem în live pe pagina noastră de Facebook, așa? Piesa asta poate fi găsită și pe Facebook, acum am pus-o așa, este un demo. Da. Și pe site-ul nostru www.trupatimpurnoi.ro. Așa. Da? Făcută de un prieten de-al meu, Mihai Dogaru, care încă mai are de lucrat la el, dar merge bine site-ul, da? Să fie. Da. Exact ca și discul, știi? Că discul trebuia să iasă, dar dacă am pierdut piesa... Da, o fac din nou, nu, eu poate o fac mai bine. Da, bineînțeles, dar ce, stăm noi în... Și știi ăla cu Dire Straits, când au tras albumul? Nu. Fii atent ce au făcut Gagi. Au zis așa, băi, să tragem albumul lor celebru, nu mai știu cum se cheamă. Și cât costă ora de studiu, atât așa, de ce? Păi avem un mag foarte mișto, bine, îl cumpărăm noi. Au cumpărat magul, dar fără așa. Și au tras și n-a ieșit nimic. Și după aia au mai tras o dată, dar repetaseră deja și a ieșit foarte bine. Deci, nu e rău. Acum, că e magnetofon, că e fax, important e să ne înțelegem, să fim oameni. Și asta contează cel mai mult. Da, bun, ascultăm încă o nouă melodie muzicală, aici, dragi prieteni ai rock-ului. Bine ați venit la o nouă întâlnire cu muzica voastră preferată. Bun. Deci, cum s-ar zice, așa. România. Da. Muzica.
Și cum să-ți fii bine dacă nu-i loc de tine? Și cum să simți că-i bine dacă nu-i loc de tine? Și cum să spui că-i bine dacă nu-i loc de tine? Viața ta de câine e că nu-i loc de tine. Dă-i peste cap, îi da, dă-i peste cap. Dă-i peste cap, îmi da, dă-i peste cap. Dă-i peste cap, îi da, dă-i peste cap. Dă-i peste cap, acte și dă-i peste cap. Oh, 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 oh. România. Oh, 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 oh. România. Și tot mai mulți, tot mai mulți fură. Și tot mai mulți, tot mai mulți prin cum respiră. Na, na. Și tot mai mulți, tot mai mulți fură. Și tot mai mulți, tot mai mulți prin cum respiră. Dă-i peste cap, păi da, dă-i peste cap. Dă-i peste cap, păi da, dă-i peste cap. Dă-i peste cap, îmi da, dă-i peste cap. Dă-i peste cap, acte și dă-i peste cap. Aparem la televizor pentru că ești prost. Tu plătești, primești ceea ce meriți, iar noi ceea ce dorim. Dacă nu erai tu prostule, noi eram muritori de foame, așa că nu gândi mai mult, nu dori mai mult, nu primi mai mult. Tot ce e mai mult pentru noi e mai mult. Nu gândi mai mult, nu dori mai mult, nu primi mai mult. Tot ce e mai mult pentru noi e mai mult. Dă-i peste cap, băi, da, dă-i peste cap. Dă-i peste cap, îmi da, dă-i peste cap. Dă-i peste cap, băi, da, dă-i peste cap. Dă-i peste cap, acte și dă-i peste cap. Și cum să-ți fii bine dacă nu-i loc de tine? Și cum să spui că-i bine dacă nu-i loc de tine? Și cum să simți că-i bine dacă nu-i loc de tine? Viața ta de câine e că nu-i loc de tine. Că tot mai mulți, tot mai mulți fură. Și tot mai mulți, tot mai mulți prind cum respiră. Na, na. Și tot mai mulți, tot mai mulți fură. Și tot mai mulți, tot mai mulți prind cum respiră. Oh, 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 oh. România. Dacă-i peste cap. Oh, 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 oh. România, da, dă-i peste cap. Oh, 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 oh. România, da, dă-i peste cap. Oh, 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 oh. Put the hand and wake up. This is Morning Glory at Rock FM. N-a fost rău, sunteți talentați, era păcat să renunțați, după cum subliniam și mai devreme. Foarte mișto cântec. Dar n-am înțeles, dar de ce să-i dăm peste cap? Păi uite, fii atent, poți să dai peste cap un pahar, vorbeam cu Ghiuri, Dumnezeu să-l ierte. Și spuneam, bă, în fiecare că mi-a venit o idee, dai peste cap. Spune-mi așa cam cum ar fi un videoclip. Și Ghiuri a zis, păi fii atent, te așezi așa la cârciumă, și dai pahar după pahar, dai peste cap. Adică ai mai multe variante. Sunt mai multe variante și eu înclin spre varianta ta, să știi. Mi se pare cea mai potrivită cu situația din țară. Mi-e teamă. Foarte mișto. Dar ești plecat spre reggae sau mi se pare mie? Pare că e reggae. Piesa ar trebui ascultată. Vezi, când vii cu un model rock, da, și când vrei să-l faci acustic, trebuie să alegi între baladă, da, și reggae. Altceva n-ai ce să alegi. Spune-mi și mie, cum ai putea să cânti o piesă cu o chitară rece și cu un cajun? Da. Sau n-ai cum, că chitara rece nu sună. Nu poți să te faci din gură așa, merge. Da, trebuie să ții niște cântăreți. Peste cap, da. Pur și simplu. Dă-i te dai peste cap. Mai bine dai peste cap. E mult mai bine așa. Spune-mi, ai nostalgii? Aveți nostalgii?
Sunteți niște da, rockeri. Am nostalgie, când eram mai tânăr aș vrea să fiu mai tânăr decât când eram mai tânăr. Este interesantă nostalgia. Asta îmi place cum sună. Să fii mai tânăr decât atunci decât când erai mai erai tânăr. Foarte, mi se pare zen asta, e aproape zen. Da, da. E cât de cât impecabil. Revenim imediat, mai luăm o mică pauză, să mai ascultăm niște melodii preferate. Dragi prieteni ai rock-ului, bine ați venit. Să vă reglați faxurile, pentru că o să dădem puțin mai tare imediat. Deci nu punem la inimă. Revenim cu timpul noi și mai cântăm câteva piese, nu? Da? Da, păi da, ce? Pentru asta am murit noi la Revoluție. Morning Glory on Rock FM.